fraților, v-ați prostit de cap! Ceru tău mic de incultă! Asta e versurile Jupiterului poeziei românești, Vasile Alexandriu! Le știu, mă, că mi-a căzut la bacaraulea de 3 ori! Tașfă, corcodușo, după ce că vii în sat, numai când se întoarce nevasta lui Vodă de la băi, mai faci și gâtă? Ce cauți aici? Am venit să strâng semnături pentru dezrobirea noastră. Ațiganilor. Nu ne trebuie dezdrobire nouă. Nouă ne e bine și așa. Păi ce facem noi dacă n-avem stăpân? Cine ne dă să mănâncă și gura noastră? Păi, pardaiane, prost ai fost, prost ai rămas. Băi, o să puteți munci liberi, să câștigați o grămadă de bani. Ce face vă să muncim? Bucai pentru ligura și corturat. Noi suntem artiști, păi. Băi, cocalarilor, nu înțelegeți că o să fiți liberi, ca artiști. Nu v-ați săturat să cântați numai pe versurile lui Cheluțeala de Alexandrii? Mai să există și alți scriitori străini pe lumea asta. Păi și ce ai vrea fă acum? Să învățăm franceza și să cântăm șanțonete? Oamenii se naște liberi și are tot dreptul să trăiască liberi. Că așa scrie la cartea asta, la coliba unchiului lui Tom. Cam lasă-ne că coliba avem și noi. Ia-ți la ce trebuie semnăturile? Vodă vrea să vă eliberează, dar acum a început să fie democrație în țară și trebuie să semnați și voi că sunteți de acord. A, și atunci când ne-a pierdut boierul la poker, tot democrația a fost? Atași mă de-n gură, mă, că pokerul e mai sus ca democrația! Hai, semnați ori nu semnați. Auzi, fă, te duci la Vodă și zici așa, că dacă vrea să ne eliberează, să dea la fiecare câte 10 galbeni! Da, 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 așa, mă! Da, vorbă! Da! Da. Da. Ca să ne eliberează, trebuie să ne dea bani, fiindcă noi suntem țigani. Hop, hop! Și dacă ne facem bine, noi nu îl primim, la dacă ne acolo. Tu ești Pavnute. Chiar eu, Vasilică Alexandrie. Eu văd că tu ești, dar puteai să spui asta înainte să intri. Băi. Dar și faci, băi, de merge așa? Ai urchit sau ții? Nu, părinte, nu, părinte, dar n-am mai găsit loc de parcare și am parcat pe loc de handicapaș. Știi ce? Apriși sunt paznici și-l vodă cu amenzile imediat. Ai de mine, Vasilică, roagă-te la Dumnezeu să nu care cumva să treacă cu Gălnicianul pe aici, că și el face exact la fel și să înfurii dacă cineva se așează pe locul lui de handicapat. Ei, dar cine nu-l știe, bă? Cine nu-l știe? Dar și faci, părinte? Bei tutun? Nu, fiule, tămâie. Dar când ai învățat matale să fumezi? De mic, când eram la școală, ca să nu ne mai bate, să nu mai ne scuipăm, doamna învățătoare ne învăța să fumăm. Iată și mie strac și o să mă curăț de lucrarea diavolului pe dinăuntru, că de când am pierdut sat pe Chiolhănești la poker, s-a dat din nervos și de apucat, nu mai pot scriu nimic. Da, da, lăpâcă din sat, că-i plin de țigani. Și eu n-am pierdut pădurea Cioranca și tot la nemurică, la boier nemurică. Și ce-mi pasă mie? Era plin de țigani care furau lemne. E. Păi înseamnă că matale nu știe. Ce matale nu știe, Vodă Sturza vrea să dezrobească toți țiganii și dă și despăgubieri. Mie mi-a oferit pe sat 7.600 de galbi. Cât? Tot satul celălalt nici 5.000 nu face. Parandăretul. Că bine zici. Și uitasem de bunul nostru obicei strămoșesc. Puh, firar al naibii! T-am pierdut o grămadă de bani, Vasilică! De asta, sfinția ta, am venit la matale. Poate te rogi la bunul Dumnezeu. Să-ți treacă prin cap vreo drășie, să ne luăm țigani înapoi. Plecăciune, măria ta, și iertăciune pentru întârziere! Dar a fost un scandal pe locurile de parcare a caleștilor la handicapați, ceva de groaza lumii. Vasilică, dragă, vezi că iar ai parcat pe locul lui Cogălnicianu.
Da, se vede treaba, părinte, că m-am cam grăbit eu cu locurile astea pentru handicapați, că uite, numai scandal iese. Da, eu zic să ne apucăm să discutăm, pentru că nu prea mai avem timp. Da, odată ajunge nebunul aici, nu mai... Aoleu, vedeți că a venit nebunul, nemuric? Hai, 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 ascundeți-vă repede, ascundeți. Intră, intră, hai, intră! Iertășune, măria ta, din târziere, dar e un balamuc în parcare și ava de groază. Inclusiv la handicapați. Ia uzi. Nemurică, dragă, uite de ce te-am chemat. În conformitate cu cerințele europene, dragă, am hotărât să dezdrobim țiganii. Foarte frumos. O idee foarte, foarte inteligentă, Mariata. Și cam ce despăgubire primește proprietarul? Păi asta că nu primește, dă. Pentru exploatarea lor, fiecare proprietar de țigan va plăti câte 100 de galbeni de căciulă. Dar ce căciulă, băriata, că ai mei umblă capul gol? Păi după ce o să le dai bani, o să-și ia căciuli. Dar stați o leacă, adică boierul Alexandrie îi exploatează de 50 de ani și eu îi două zile și tot eu să-i dispăgubesc, nu? Exploatează și tu, la maximul exploatează, grăbește-te că mai ai numai două zile, pentru că legea intră în vigoare de luni, să știi. Nimic, dar știu că m-ați nenoroșit, nu... Poftim, dragă, poftim? Nimic. Nu trebuie mie țigan. Bravă-i, măria ta, bravă-i, dar știu că l-ai articulat bine pe proclet. Unii ești, Alexandri, cât de jumătate de oră te caut. Las că te învăț eu minte ce înseamnă să parchez pe locul meu de handicapat. Bun, părinte, merg eu la treaba asta cu matale și cu Dumnezeu. 500 alu matale, ia câte și padurea ciorang. Băi, vuzet, fu! Vuzet, fu, nemurică! Numai la mâna de dinainte ai pierdut satul de la Chiolhănești la boierul Vasilic Alexandrii și acum vrei să pierzi și asta? Capitanie Burloa, așa sunt eu. Ori la bal, ori la spital. Plătești, părinte? Ei, plătesc, plătesc, ia. Vezi dacă... Crucea aia asta este cât pădurea cioranca lui Matale. Păi de mine și de mine, părinte, ai nebunit, bagi în joc crucea de stareț al mănăstirii. E din aur cu smaraldii. Dacă e voia domnului să se piardă, eu o bag. Oricum, am mai dat comandă din încă două copii la un sfert de preț în China. Deci să înțeleg că plătești cu sec. Nu. Plusăm. Dacă e voia domnului să plusăm, eu zic să meargă și brâul maicii domnului pe care l-am împrumutat de la Muntele Atos acolo. Vai, Dimniș, dacă îl pierzi. Ei, da, nimic, că am dat oricum comandă din cât două copii în China la un sfert de preț. Părinte, vorba lui capitanul Burloa, gemejet, parcă la mizie trup grand. Băieți, sapă, vreau! De curiozitate, ce ai avut? Ce să am? Ia ca... 4 dame. E? Oh, păi mai bine cum am aruncat, că perdeam oricum. Hai, dai ceva de băut, măcar. Cum să nu? Cum hai să nu dau? Dar să dea și Vasilica Alexandric și el o câștiga satul înapoi, așa că... Hai să bem! Chiar că nu înțeleg nica din jocul ăsta. Am adus actele de dizrobire! Aplaudați pe corcodușa că muncește de la 14 ani, noapte de noapte la vodă ca să ne eliberează! Vorba lui Cogălnicianu, suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare! S-o crezi tu, suntem națiune de sine plecătoare! Și vorba lui tătuca nostru, poetul Vasile Alexandrii! De-n alte țări, de soare pline, pe unde ați fost și voi, străine, veniți, dragi paseri, înapoi, veniți, să mai plecăm și noi! Bună ziua, boieri! Să ne trăiești, măria ta! Boieri dumneavoastră, hai să ne grăbim până nu vine Cocălnicianu, că era singurul loc din parcare liber, era al lui și n-am avut ce să fac. Ai parcat măria ta la handicapați? Păi dar ce să fac, dragă? Că trebuia să promulg legea dezrobirii țiganilor și ce să fac? Așa că, boieri dumneavoastră, în conformitate cu legile europene, de astăzi înainte și în Moldova, orice țigan care a fost rob va fi liber.
În sfârșit, Doamne ajută! Dacă și condiția psihofizică vă permite să le explicați la acești două boieri ceva despre despăgubire, da, adică chiar așa. Sunt implicate, care le incumbă această lege. Da, dragă, în conformitate cu principiul juste despăgubiri, fiecare proprietar de sălaș țigănesc va primi câte 100 de galbeni pentru fiecare rob eliberat. Va da, nu va primi. Veni joi, mi-ai spus că trebuie să deie. Păi da, dragă, da, de joi și până azi s-a schimbat legea. Dar ce măria ta cu, dar ce legea se schimbă ca vremea în pastelul alea plicticoase lui Alexandrii? Dar nu-ți poate așa ceva, dar eu pierd bani. Dar ce te enervezi așa, fiule, dar ce te enervezi? Ce? N-ai spus tu, sunt gurel, că mai degrabă trece Cămila prin urechile acului decât bogatul în împărăția cerurilor? Să mai taci din gură, ei! Să nu te trimit eu pe tine în împărăția cerurilor! Răjeni, arestați-l pe boier Nemurică! Aoleu, ce fugiți! Simțitul care-o parcat iarăși pe locul meu! Fugiți! Dar făcusem și un cântec de dezrobire! Lasă-vă, că a făcut și noi unul de plecare! Hai să-l cântăm împreună! Al meu e de dezrobire! A, frumos, hai! Începe tu și noi ne ținem după tine! Dați-mi un fa major! Ia-fa, ia-fa! Sufletelul meu curat, azi e eliberat, căci nu mai sunt o roabă. Eu pot să cânt oriunde pe pământ, căci văd la via-n roază. În căruțe colorate plec țiganii, să gâcească unde-și ține nețe banii. La franceză le cerșească bucătură, care nu le dă să-i dea un cap în dură. La italieni din case să-și oamplească.